Salut, dragă mea Victoria, la mulți ani! Mulțumesc! Scumpa mea, îți urez un sincer la mulți ani și vreau să-ți transmit un mesaj frumos de felicitare. Maria Ciorici te deranjează. Da, vă cunosc! Scumpa Victoria, uite, a venit ziua și clipa când am să-ți dedic și o poezie mult meritată, fiindcă ești iubită, ești respectată. Și aveți o legătură foarte, foarte strânsă cu Acușa Izvieț, cu cine? Și m-a rugat mult să te surprind și să te bucur. Suntem cinci copii pe lume, trei surori și doi frați. Doar că am rămas fără de tată când aveai 14, a decedat. Greu ne-a fost după plecarea lui. Fratele mai mare locul i-a luat și a devenit pentru noi tată cu adevărat. Tare mult am mai muncit, ne trezeam la 5 dimineața și plecam cu toți la prășit. Nu ne-am fost ușoară viața. Așa a dat Dumnezeu să trecem prin momente grele ca să facă oameni din noi și să avem putere. Îți mai aduci aminte când pe deal dormeam în mașină, udam cartofii ca să agonisim un ban? Am știut, surioară, ce-i chinul. Apoi eu m-am căsătorit și am devenit mămică. O fetiță am născut, care ai fost și ești de mică ca o mamă bună. Mulțumesc, sora mea, că te-am pe lume. Tu ești inima mea. De mică ai fost tare deșteaptă. De la 6 ani ai mers la școală, îți plăcea să înveți foarte, ai și studii superioare. Chiar dacă ești cea mai mică, ești cea mai disciplinată și energică. Surioara mea scumpă, eu îți doresc numai bine și să fii păzită de primejdii. Sănătate, mult noroc, să te ferească Domnul de tot răul la un loc, să te prețuiască omul. Scumpa mea, Victoria, felicitarea vine din partea surioarei tale, Elena, care ți-a transmis cele mai sincere felicitări. Aveți o relație și o legătură deosebită, specială, și asta am înțeles prin ceea ce mi-a povestit ea. Ține foarte mult la amintirile din trecut, la tot ce ați trăit și cum ați muncit de micuțe să faceți un ban, să vă puteți întreține, să vă puteți permite și voi ca toți copiii. E foarte greu, ați rămas de micuți fără de tată și ați fost nevoit să fiți puternici de micuți, răzbătătoare prin viață. Și vă felicit cu această ocazie că ați dat dovadă de putere, eroism și mult curaj. Draga mea, Victoria, la mulți ani! Surioara te iubește mult și vrea să-ți transmit cele mai calde și sincere urări de bine. Dacă vrei și tu să-i spui ceva, vrei și tu să-i transmiți ceva? Vreau să-i transmit că îi iubesc enorm de mult, e asta știu. De câte ori am ocazie, de fiecare dată asta le dovedesc. Mine personal, familia este cel mai important lucru. Te iubesc pe toți enorm de mult. Pe mamă, pe frați, pe surori, cumnate, cumnați, pe toți. Pur și simplu le mulțumesc. Felicitări și ei toți se alătură la felicitare și îți urează în sincer la mulți ani. Și știi că nu vei fi niciodată singură. Toți îți vor sări în ajutor. Sunteți suficient de mulți ca să nu te simți singură, draga mea. Elena, mi-a spus Victoria, mi-a spus Elena că ai o fetiță de 3 anișori, așa este. Și m-a rugat mult să-ți cânt o piesă despre fata mea. M-a rugat altă piesă, dar ce n-am găsit-o karaoke și am altă piesă eu foarte frumoasă, care o cunosc toți, fata mea de Doina Sulac. Dedicație specială pentru tine și fetița ta, să ai puteri să o crești, răbdare, încredere, înțelepciune. Și îți cânt cu drag melodia pentru tine și fetița ta. Ieri fetiță mă numeam, a și eu fetiță am. Bate vânturi ca de brume, nu sunt singură pe lume. Floare dulce, micșunea, asta este fata mea, fata mea cea botezată, într-o lacrimă curată, am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă, am ajuns un om avut,
fetiță am născut, am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă, am ajuns un om avut, o fetiță am născut. Să trăiască fetița tot la mulți ani! Floare fragidă de tei, ochii ei sunt ochii mei, glasul meu ce este al vetrei, se aude-n glasul fetei. Floare dulce, micșunea, asta este fata mea, am o fată și mi-i bine, ea e prima mea iubire. Am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă, am ajuns un om avut, o fetiță am născut. Am ajuns un om de seamă, sunt femeicuță, sunt o mamă, am ajuns un om avut, o fetiță am născut. Iată așa, draga mea, Victoria, povestea n-a fost tare lungă, Elena mi-a povestit esențialul și sentimentele ei față de tine. M-am străduit să-ți fac așa o poezie pentru tine, că meriți. Chiar ești o persoană luminoasă și bună și îți doresc așa să rămâi la... mereu și tot timpul. Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet și le mulțumesc și lor încă o dată. Ei pentru mine sunt tot ce am eu mai scump, chiar dacă sunt departe de ei, sufletul meu permanent este aproape de a lor. Bravo! Să vă ajute Dumnezeu, să vă revedeți cât mai repede jur. Scumpa, scuză-mă. Scuză-mă că te-am făcut să lăcrimezi. Fii fericită, puternică și să te bucuri de fetița dulcea ta care va crește mare și îți va fi alinare. Și poate să mai apară cineva. La mulți ani. Îmi vrea Domnul. Da, așa e, Dumnezeu decide. Îți zic o zi frumoasă și sărbătoare frumoasă dacă azi sărbătoriți. Da, mulțumesc bine, mătră, din suflet și vă doresc realizări frumoase și mari succes în continuare. Mulțumesc. Vă faceți foarte bine. Mă strădă și eu, simplu, dar frumos din tot sufletul. Din suflet îți mulțumesc. Da, din suflet principalul. Da, pa, pa. Îți doresc numai bine, sărbătoare frumoasă vouă. La revedere. Elena, mi-a povestit nu tare mult din viața lor, din copilăria lor, dar am simțit eu așa o mare dragoste și de asta o căldură între ele, un atașament frumos. Vă dați seama, de micuți au rămas fără de tată și au fost nevoiți să ia totul în mâinile lor și mai ales fratele mai mare care le-a devenit automat tată protector și stâlpul casei. Foarte frumos și vă doresc în continuare să vă înțelegeți, să vă împăcați, să nu apară nici o măță neagră între voi, să nu vă certați, să vă prețuiți, fiindcă atâta timp cât sunteți voi pe lume, nu o să niciun rău. Dacă o să fiți uniți legătura frumoasă între voi, niciun rău nu o să poată să vă încurce, să vă strice relația frumoasă. La mulți ani, Victoria, și numai bine! Și salutări la întreaga familie!